Da, am încă foame, reușesc că știu că știu lutii să găsesc o ocărambă care să avem să mă ajute să practic să obțină rezultatul final. Toate chestiile pe care le-am făcut. Când am sunat, au fost... Nu pot să zic că au fost grele, dar... Nicul fără n-au fost, având în vedere situația. Și... Asta a fost una medicală pe care o am. Dar am încercat mereu să găsesc lucrurile. Să găsesc... Workaround care să mă ajute să practic să obțină rezultatul final. După ce am avut era la facultate și respectiv după chema mamă, da? Am zis de fapt nu eu am zis fata care mă ajută mi-a propus să mă înscriu la interiul de eu. Nu credeam eu că o să fie că o să fiu ales să fac ticket, dar se pare că am avut un pic de noroc și ea mea era să fac o platformă educațională care să digitalizeze sistemul educațional practic. Am ales această temă deoarece din nou a fost o provocare pentru mine. Am avut o nouă provocare de fapt și m-am documentat de cum mă putea digitaliza și o asemenea platformă nu am putut să fac simplu. Așa că poate că unui prieten care se ocupa de partea de design am creat această platformă de educație cu care am fost la interiul meu. Le-a plăcut ideea mea și am hotărât să investească. Sper din tot spetul că la sport mi-am va ajunge în unitățile de învățare în țară. Acum, fie că vreau să fac în continuare este deci asta, cum am zis și la emisiune, să desobțin asta trenor, deoarece cred că putem schimba ceva în țară. Vreau ca prin internetul tehnologiei să îmbunătățesc lumea, măcar un pic. Una din motivele pe care am ales să merg o carieră în IT este acela că vreau să-mi dezvolt pentru persoanele care ca mine, de exemplu, am nevoie de software prin care pot deveni mai independente. Eu, de exemplu, folosesc destul de multe astfel de software și programe care țin de comenzi vocale și de eye tracking, dar nu sunt
Nu sunt destul de... Nu sunt destul de... optimizată pentru ce-mi trebuie mie. Mă gândesc foarte serios ca în viitor să dezvolt și eu astfel de softuri bazate pe experiența mea. Ca să știu că am nevoie de cineva. Și încă n-am găsit o modalitate în care să scriu cod vocal. De aceea, cred că următorul meu proiect ar fi să fac un soft care să scrie cod, prin care să pot scrie, să pot scrie cod. O altă comandă vocală. Pentru mine, un fizician nu știu în fortuna. Mai este un model. Deoarece, chiar la legat el și având în vedere afecțiunea americană pe care o aveam, l-am empatizat cu el și dacă nu, mă implicam în toate aceste lucruri. Cred că viața mea era total diferită. Și pentru asta sunt recunoscător părinților mei care știu că am zis asta de ori trei ori, dar m-au respins foarte mult profesorilor din școală aici. Din școală generală și liceu, colegiilor de astăzi nu am avut niște colegi minunați, m-am ajutat mereu și să privim înainte, să nu ne lăsăm bătuți niciodată și să nu ne lăsăm bătuți niciodată și mereu să alegem poker. Noi, din ce în ce mai crede, ca să credem așa putem evolua. Sau cel puțin așa am făcut aici. Sau cel puțin așa am evoluat eu. Împreună inspirăm tinerii din România.